Iată ce înseamnă impactul omului asupra naturii. Nu a fost omul aici și natura s-a simțit în largul ei. La grădina botanică activează oameni cu pasiune. Numai cine iubește cu adevărat natura, plantele, pot să se dedice atât de mult cercetării și toată atenția și toată ființa asupra plantelor, dezvoltărilor. Grădina botanică este ca un muzeu în aer liber. Aici avem o diversitate foarte mare de specii, de plante. Dar locul meu preferat în grădina botanică ar fi microexpoziția de stepă. Și avem acolo colega noastră care lucrează în teren. Și nu-i singură, dar este cu un tânăr botanist micuț. Bună ziua, Alina! Noi încercăm să multiplicăm o specie foarte atractivă, așa, prin culoarea florilor. Înflorește primăvara de vreme. Anul trecut erau și puțini aici la noi. Vizitatorii lor se vede că le-au atras atenția și și-au făcut buchete și le-au luat acasă. Astfel, cercetarea noastră nu a putut să fie dusă la final. Am obținut semințe de pana zburătorului și în acest an noi le-am plantat aici, ca să putem să o multiplicăm și să restabilim exemplarele de plante care le-am pierdut anul trecut, ca să ne putem continua cercetările noastre. Sunt locuri unde se permite odihna, dar sunt locuri unde nu se permite și nu arată bine. Și ne pare rău pentru că sectorul ăsta noi chiar îl muncim. Îl muncim fiecare plantuță să fie plantată, să fie udată, să existe, să persiste de la an la an. Vizitatorul știe, dar ca loc de conservare și de păstrare a anumitor specii, cred că mai puțin conștientizează vizitatorul nostru. Și este important ca noi să depunem eforturi de informare cât mai mari. În primul an de pandemie, în anul 2020, grădina botanică a fost închisă pentru vizitatori. Deci o perioadă bună de timp, practic un sezon întreg de vegetație, când grădina botanică a fost închisă. Și vreau să vă spun că în acel an a fost extraordinar de frumos pe teritoriul grădinii botanice. Lângă bloc, acolo avem o poieniță, acolo am văzut căprioare. Deci iată ce înseamnă impactul omului asupra naturii. Nu a fost omul aici și natura s-a simțit în largul ei. Și apoi mai avem păsări. O diversitate foarte mare de păsări este aici, inclusiv fazanul. Fazanul cred că e cel mai bine cunoscut. Nu se stingherește, nu se rușinează, îl poți vedea foarte liber. Veverițele. Cât vezi cu ochii și cât traversezi grădina botanică, veverițele sunt foarte multe. O parte din această faună ne aduce și mici daune. Este vorba despre orbetele. Este un animăluț foarte micuț așa, și simpatic, dar el se hrănește cu rizomi, tuberculi, rădăcini de plante. Din cauza orbetelui, aici toată valea asta era primăvara galbenă. Rușcuța când înflorește, parcă o mie de sori. Mulți sori așa, e o frumusețe extraordinară. Și când a dispărut, așa mă durea sufletul când am văzut că nu este. Rușcuța tot are așa atractivă rădăcină pentru orbete, dedețelul, irisul, majoritatea speciilor. Dar mă uit că anul ăsta deja se restabilește și arată mult mai bine. Cred că aici, în vreo două săptămâni, va fi așa un joc de culori nemaipomenit. Iubesc foarte mult sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, să vin aici în sectorul ăsta. E extraordinar. Când încep a înflori majoritatea fabaceilor, care au o diversitate foarte mare de culori, aici e cam poveste.
Să vând buchete de negară. Eu am văzut să vând la piață buchete de negară, dar nu mă bucur că le văd la piață. Totuși sunt plante caracteristice ecosistemelor de stepă și așa sunt puține astfel de ecosisteme rămase pe teritoriul Republicii Moldova și îmi pare rău că se vând. La negară e foarte interesantă modalitatea de răspândire a semințelor. Deci, arista aceasta, așa pufoasă și simpatică, este o adaptare a speciei și a semințelor ca să fie purtată de vânt, iată, cât mai ușor și cât mai departe. Deci, în felul ăsta se răspândește. Iată, la negară este această simpatică și foarte simpatică adaptare. Această aristă funcționează pe post de sfredele, așa vântul o bate, o duce, planta, semința se așează la sol, așa, are nevoie de o putere careva ca să nimerească, să înglobeze în sol acolo. Deci vântul, iată așa, o sucește, o răsucește ca pe un sfredel, iată așa, și ea intră în sol, așa. Foarte simpatic, chiar am văzut și am filmat personal în natură cum se întâmplă lucrul ăsta. E foarte curios. Plantele. În general, lumea plantelor e foarte curioasă. După mine, plantele și animalele ar putea să fie chiar mai adaptate decât omul. Și fiecare dintre ele are câte o adaptare specială. În Parcul Național Orhei sunt 18 localități. Anual luăm în cercetare câteva dintre ele, astfel ca la finalul studiului nostru să avem cercetate toate pajiștele din Parcul Național Orhei. Chiar acum recent am adus o specie de orhidee care îmi place foarte mult, este foarte decorativă. Am găsit-o pe o pajiște din localitatea. O pajiște foarte frumoasă și interesantă și am adus câteva exemplare și la noi le-am plantat în sectorul de stepă. Acum eu aș vrea să vă arăt orhideea, că atâta v-am povestit despre orhideea aceea. Deocamdată floarea nu o putem vedea, pentru că am luat din natură un exemplar tânăr, fără floare. O să o așteptăm la anul viitor să vedem dacă înflorește. Am plantat-o aici între două tufe, așa, ca să fie cumva asigurată, să nu fie văzută așa și distrusă. Sperăm că la anul o să ne bucurie și cu flori. Avem aici un exemplar și la câțiva metri mai avem încă un exemplar. Această orhidee sălbatică se numește în limba română poroinic purpuriu. Este o specie de plante inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Sunt cunoscute câteva locații în Republica Moldova unde se întâlnește această specie, inclusiv pentru Parcul Național Orhei. Dar anume în această localitate și în această zonă nu a fost indicată până acum. Și a fost o mare bucurie să o întâlnim și în acest sector. Acest sector de pajiște în trecut a fost o plantație de viță de vie care ulterior a fost abandonată. Covorul vegetal s-a restabilit și nu știu cum s-a întâmplat că această orhidee și-a găsit refugiu anume pe acest teren care a fost abandonat. Probabil din cauza că terenul nu este pășunat, este cumva la marginea satului și a găsit condiții prielnice pentru dezvoltare. Ceea ce am remarcat foarte interesant în pajiștile din Parcul Național Orhei, dar lucrul ăsta este valabil și pentru alte localități. Zonele respective au niște denumiri populare, deci ele au fost botezate
așa cum le numesc localnicii, de fapt. Dacă ei de veacuri s-au obișnuit să numească acest șes, șesul cailor, am preluat și noi denumirile astea și în documentația noastră figurează sub aceeași denumire. Foarte mult îmi place să ies în teren. Eu mă simt mult mai bine când fac cercetările de teren decât cercetările la birou. Pentru că aici este libertate, aici este soare, aici este aer, aici este natura și te afli într-un contact direct cu natura. Nu poți face studii botanice la birou. Să știi că am ajuns la concluzia că acolo unde sectorul este cel mai greu accesibil, iată să zicem că aici, arbuști, spini, plante înalte, uite, astfel de sectoare îți oferă surprize de genul ăsta. Găsești câte o orhidee și uiți că te-ai zgâriat, uiți că ai căzut jos, bucurie mare când găsești așa câte o descoperire.